Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit din nou la un nou vlog pe acest canal. Astăzi o să vă arăt noutățile care ieri cred că nu vi le-am arătat din cauza că n-am avut spațiu și vreau să vi le arăt acum. Deci ieri dragi prieteni era vorba că mi-a fătat căprița. Mi-a fătat trei fetițe, trei eduțe. Ea e mămica, ia uitați-o cât de frumoasă e, ia de la o parte. Ea este... Sunt trei fetițe, ia uitați-le, hai sus. Hai scroață. Ia uitați-le. Ieri mi-a fătat trei. O fetiță, asta. Cu asta seamănă la fel ca mama ei la urechi și asta nu seamănă pentru că, ia uitați-o, e o eduță mai frumoasă. Deci ăștia sunt noutățile. Acum i-am dat și niște babe, dar văd că l-a terminat, dragi prieteni. Murza m-a întrebat de ele, de capre, când o să fete. Și ieri, dragi prieteni, pe la ora 3, mi-a fătat cele 3 fetițe, sunt toate 3 fetițe. Ea e mămica care e o fetiță, ia uitați-o cum vă salută și ea. E drag să fie filmată, crede că îi dau pâine. Nu, mamă, că n-am pâine. Ieri ea le-a fătat și pe ele. Restul de oi și de capre sunt, e fratele meu cu ele. Dacă vreți vloguri cu ele pe câmp, o să vă fac și vouă. Unii am văzut că vă e drag de ele și m-ați întrebat foarte mulți abonați că dacă le mai am. Da, dragi prieteni, le am, nu le-am dat pentru că fratele meu nu vrea să le dea pentru că le-a păstrat pentru el. Și vreau să vă zic că, ia uitați-le cât de drăguțe sunt săracile, deci îmi plac la nebunie și culoarea și sunt atât de frumoase. Bine, anul trecut mi-a fătat tot trei, dar erau jumate țapi, jumate iede. Și anul ăsta au fătat trei fetițe, sunt mulțumit de ea, e o mămică foarte, foarte bună. Fata ei, mai am o capră din ea, care trebuie să fete și ea, dar nu știu când o să fete. În fine, spuneți-mi în comentarii despre cei trei micuți, uitați-i, și mama lor. Așa, haideți să mergem și la porumbei pentru că să oprește iară filmarea și nu vreau să oprească. Porumbei sunt eliberați, sau să mergem și la ei. Haideți să vi iară pe ăștia întâi și mai repede, așa, în grabă. Femela, masculul ăsta postil vechi, acolo avem ouă de la perechea la un mâncan. Ăsta cu bălțata să pregătesc de oat. Femeia asta și cu mascula de 2015 s-au împerecheat. Cu solzatea s-au împerecheat. Vineți s-au împerecheat. Femeia din perechea Beni și Zoe de la George s-au împerecheat și ei. Roșia cu belgeanul sau trebuie să-mi scoată. Asta trebuie să-mi scoată. Asta trebuie să depună un ou. Fratele ăstuia și cu femeia fratele ăstuia trebuie să-mi scoată ora zor mâine un pui. Ăștia sunt porumbeii. Bine, nu sunt toți, aici nu știu câte perechi am. Femeia asta care este păvută anotul de la Nea Cornel are niște clasări, v-am zis și ieri în vlogul ăla. Și haideți, dragi prieteni, la fiecare videoclip, dacă vreți promovări, v-am zis, să avem 100 de like-uri. Rugămintea mea asta este. Porumbei este liberați afară. E astăzi o zi frumoasă, o zi cu soare. Și ia uitați, gălățeanca. Intrarea cred că de frică. A, nu mai e ăsta bălțatul. Afară. Ia uitați și pe ăștia. Dragi prieteni. Deci, am scăpat de pisică. V-am zis că pisică mi-a intrat. Mascul de 2017 de ani, Cornel Cola, cu femeia aia s-a împerecheat. Da! Star. E pe prins pe acum! Vreau să vă zic că... Vreau să vă zic că gălățean cu ăsta Damara nu l-am găsit să-l împrechez. O să fac masculul ăla de acolo de 2008 cu femeia aia solzată, cu asta de aici, ăsta și cu asta să pregătesc iar de oat. Asta mi l-a dat pus pe al doilea, sper să fie acum bune ouăle, pentru că la prima serie v-am zis au fost, nu au fost bune. Aici, domnișoara, vă rugăm să stați aici pe
după așa. Aici micuțul ăsta înfuiat și frumos, ia uitați-l, dragi prieteni. Ia uitați-l aici, uitați-l cât de frumusețe e. E un porumbel foarte frumos. Aici rățoiul cu puișorii lui care încă nu le-a dat să mănânce. Ba da, le-a dat să mănânce. O, mă, o, prostule, o, gata. Ia uitați. Aici avem două ouă la fetița asta. Sper să fie bune. Încă sunt proaspete. Dacă vreți să fac un vlog în care o să vă arăt cum să verifică ouăle la porumbei, scrieți-mi în comentarii. Mă țineam mult de live-uri când o să fac, dragi prieteni, nu prea am timp pentru că sunt la muncă și nu am nici așa, cum să zic eu, nu am nici timp. Când o să am timp o să vă fac. Aici e bine că a depus. Perechea lui Alex Buncan, amândoi se pregătesc de oat. Negru cu asta se pregătește și ea. Gălățeanca, masculul văd că o cheamă la cuib. Dar pescărușii unde sunt, mă? Pescărușii. Nu știu că nu-i mai văd. Pescărușii unde sunt, pescărușii? Cred că sunt afară pescărușii. Pentru că nu-i mai văzut. Da, se uită afară. În sfârșit, să mulțumim că am scăpat de pisica nenorocită și de la Adriani. Femeia asta o să fie în perichetă asta standard. Oh. Și astăzi le-am dat și ori drumul. Ia uitați. Ia uitați, asta să iar la fel. Pui! Așa. Aici avem pe ăștia doi care încă nu s-au împerecheat. Nu știu când au de gând. După aia avem pe ăștia doi. Nici ăștia nu știu când s-au împerecheat. Dacă s-au împerecheat sau nu s-au împerecheat, nu știu. Abar n-am. O să-i mai lăsăm. Aici avem pe ăștia doi, dragi prieteni, după cum bine știți. Încă nu s-au împerecheat. Aici avem... Ia avem pe ăștia doi. Ia, jos. Jos, că mă enervez. Aici avem pe ăștia doi jucătorii. Care nu prea se vede pentru că nu e blițul. Dar sper că se vede, nu știu. Acum sper că se vede, uitați-i. I-am băgat și pe ei la pereche. Îi țin aici la pereche pentru că fratele mutatului l-am în pod. Aici am pe ăștia doi. Masculul ăsta cu femeluța asta mică, vă cotură și el. Nu știu când o să se împerecheze. Așa. Ia uitați, a ieșit și cuca afară. Bravo, fata, bravo. Haideți că se descarcă și telefonul. Pentru că n-am avut nici timp să-l bag la încărcat. Așa, aici avem cuca. Femeia asta foarte frumoasă și foarte bună. Care Nea Cornel a avut-o la matcă cu masculul ăsta încă nu s-a împerecheat. Chiat, dragi prieteni, deci știu că e scurt vlogul, dar n-am ce să vă fac, o să revin mâine cu altul și o să încep cu porumbei din pod, dar asta este, deci abia așa să se împerecheze, să scop pui, câți mulți pui, pentru că asta e o porumbiță foarte, foarte bună, o femeie care i-a dat lui Nea Cornel niște pui foarte buni și foarte mari și i-a zis că i-a rămas foarte mulți pui, i-a dat foarte mulți pui la i-a dat niște pui foarte buni care i-au clasat anul ăsta și îi mulțumesc foarte mult că mi-a dat-o mie și am zis că s-a mare noroc și mare grijă cu ea. Și am băgat-o cu frumusețea asta de mascul de 2013 la omul ăla. Deci, dragi prieteni, scrieți în comentarii dacă vreți să fac un vlog în care o să vă arăt cum să verifică ouăle la porumbei. Dacă vreți, scrieți în comentarii și rugămintea mea ar fi să vă abonați, să apăsați acolo în forță butonașul de like și să îmi scrieți părere despre porumbei mei. Dacă v-a plăcut acest vlog, știu că e scurt, dar asta este pentru că nu prea mai am spațiu și știu cum să se oprească. Deci dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați de like, să strângem 100 de like-uri. Deci dacă strângem și la asta și la ala de ieri,
100 de like-uri, o să fac un vlog de seară sau un live și o să vă fac promovări, e alegerea voastră. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe, cu voi a fost Porumbei pe John Locks, pa, pa!